Conducerea Spitalului de Urgență Roman continuă fără prea mare succes demersurile legate de obținerea aprobării înființării cele de-a doua linii de gardă la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean, care ar trebui să asigure medici și asistenți medicali ce urmează a lucra pe ambulanța Smurd. Deși s-a deplasat la Ministerul Sănătății, conducerea Spitalului Romașcan a reușit doar să afle că se așteaptă încă aprobarea Comisiei Interministeriale care ar trebui să-și dea acordul pe această chestiune. Conducerea Spitalului de Urgență de la Roman a fost surprinsă să afle că memoriul justificativ al conducerei unității sanitare atașat adresei Spitalului Județean de Urgență nici nu fusese citită. Despre mașina timp, cei de la compartimentul de organizare și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății au primit adresa de la Spitalul Județean Piatra Neamț și au cerut din partea Comisiei Interministeriale unele lămuriri legate de acel punct de lucru la mașinei timp la Roman. Am prezentat necesitatea mașinii Smurd la Roman. La adresa de la Spitalul Județean era anexat și memoriul de la Spitalul Roman, memoriul care, din câte ne-am dat noi seama, nu-l citiseră. Conducerea spitalului crede totuși că decizia de înființare a celei de-a doua linii de gardă va fi favorabilă până la urmă și că în condițiile stipulate de lege răspunsul ar trebui să apară cam la 30 de zile de la depunerea memoriului. Ei, când au trimis adresa către Comisia Interministerială, cereau lămuriri de punctul de lucru, dar de fapt noi ceream a doua linie de gardă la UPU Piatra Neamț ca să putem desfășura activitatea. Cei de la minister așteaptă și răspunsul de la Comisia Interministerială. Adresa a fost trimisă pe 8 septembrie. Dacă se respectă termenii de 30 de zile, presupunem că undeva pe 8 octombrie să primească răspunsul de la Comisia Interministerială, ca apoi în 30 de zile să ne trimită răspunsul la Roman. Din câte ne-am dat seama, avizul va fi favorabil, zic. Reamintim faptul că odiseea ambulanței tip Smurd este una lungă și alambicată, presupunând nervi, demersuri repetate la toate mărimile, promisiuni neonorate, dezinteres față de viața populației. Ambulanța tip Smurd a fost procurată în urmă cu 3-4 ani din fonduri europene într-un proiect accesat de mai multe consilii județene din regiunea de Nord-Est, la vremea când președinte al instituției județene era romașcanul Culiță Tărâță. Ambulanța a funcționat o bună perioadă de timp pe lângă Spitalul Roman și are o cazuistică la fel de complexă și numeroasă ca aceea de la Spitalul Județean Neamț, situat la 49 de kilometri de municipiul Roman. La un moment dat, cineva și-a dat seama că detașarea acestei ambulanțe la Roman s-ar fi făcut în afara legii, care presupune că astfel de echipaje să funcționeze doar pe lângă spitalele județene. Și cum birocrația la noi nu are limite și nu ține cont de realitățile din teren, a început acest război al hârtiilor și memoriilor, care este greu de presupus că se va termina prea curând sau în favoarea romașcanilor.